Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod, partea a doua din baza lui Max Blue. Haideți să continuăm și să vedem ce vom face oare în acest episod, adică ceea ce vă voi arăta în acest episod. Și vreau să vă uh, spun, nu uitați să lăsați un like să, pentru acest video și pentru susținere și pentru tot ceea ce am făcut pentru uh, o lună și 3 săptămâni, deci vă rog frumos foarte mult, la episodul celălalt am văzut că am strâns doar 6 like-uri sau 7 câte ori fost și nu mi-a plăcut deloc, deci vă rog frumos, Încercat să ajungem maxim până pe la vreo 12 sau măcar 10, că eu am făcut foarte mult pentru, pentru ăsta, să vă arăt ceea ce am făcut eu în tot acest timp și n nu am nici prea filmat în ultimul timp pentru acest... Această mapă și na, dincolo nu vreau să vă arăt ceea ce este că mai este jumate din, nu mai este chiar așa de mult să vă arăt. V-am arătat data trecută baza aceasta, prima bază, după aceea v-am arătat-o pe a doua și după aceea v-am arătat nether ceea ce am făcut în el, dar nu v-am arătat ultima bază. Deci cam o să vă arăt acum, deci o să trebuiască să vă arăt acum baza cealaltă. Și na. Haideți să mergem și am zis în episodul trecut, parcă o să vă arăt și unde este, unde este jungla. Am zis că o să vă arăt și o să vă arăt. Dar mai întâi să vă arăt uh, bazele, că nu vi le-am arătat pe toate și na. Oh, acolo este un creeper, haideți să-l mai bine, să avem grijă. Nu l-am luat nici acum, dar acum l am luat. Acum l-am luat și l-am omorât, desigur. Dar bine, am power 5, că doar am stat mult la enchanting. asta chiar foarte mult timp la enchanting ca să-mi șantez foarte bine astea, să mă pot apăra mai bine, la fel și armura. Armura de diamond încă nu am eșantat chiar așa de bine, mai am până să o toată, nu am reușit să-l omor. Cred că o să las aici asta că nu am chef să stau așa de mult. Aici este următoarea bază. E un pic mică, dar să știți că este, mie îmi place ceea ce am făcut în ea. E chiar foarte frumoasă. Pe acolo nu am pus torțe din cauza că este un iglu, am făcut un iglu, dar baza asta nu e chiar toată terminată, mai vreau să-mi fac ceva la ea, dar nu mai puteam să aștept, na, nu mai puteam să aștept și vreau să vă arăt repede baza aceasta, adică să vă arăt tot ce am făcut pe mapa aceasta. Aici am făcut ca și cum ar fi polul nord cu roșu și al, vedeți, acolo sus am făcut ca și cum să fie bila aceea. Aici am făcut un foc mic, să arate ca design frumos. Aici un iglu, tot ceea ce am făcut, am pus o torță de ca să fie lumină un pic, un crafting table, un pat, un chest și un anvil. Am pus și desigur, un om de zăpadă, dar nu am mai făcut ceva și o să trebuiască să-l fac. Și cam asta e partea a doua din episod de, la, de data trecută, de la această mapă. Și nu, cred poate că o să vă mai arăt ceea ce am făcut, că nu o să-mi distrug mapa asta, o să păstrez că vine și. o să vină și versiunea de 0.15.0 și vreau să-mi fac și cai. Stai că nu v-am arătat ceva ce data trecută nu v-am arătat. Opa, opa nu. opa, nu, opa, nu, opa, nu, opa, nu, 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 așa, ai am omorât Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, nu, pleacă, pleacă, pleacă Lasă-mă în pace, pleacă, așa, nu v-am făcut nimic, deci lăsați-mă în pace Wow, acolo este un creeper și vreau să-l omor cât mai rapid, dacă ajunge până acolo, te rog Hai mă, uita, uite, îl văd, l-am luat, nu l-am luat, A așa Ok. Am reușit să omor în Aici avem Iron mod de data trecută. Ok. Am uitat să vă arăt ceva și am să vă arăt chiar acum. Aici, lângă asta, am făcut o fermă de cai. Vreau să fie aici o fermă de cai. Am pus aici două din astea, două fensuri. Aici voi pun lega caii. Aici când o să fie 0.15 le o să îmi pun cai, o să am o grămadă de șei. Stai că vă arăt acum să vedeți câte șei am. Am prins și în apă când am stat la pescuit, că am stat mult la pescuit și n-a... Ce să vă mai zic, am stat mult la pescuit, mai mult pentru cărțe șantate. Ca să prind cărțe șantate mai bune, că și nu, nu prea aveam chef să-mi fac de la Enchanting Table, din cauza că era prea scump și trebuia să-mi dau și din leuri și mai bine stăteam și uite, uitați aici câte am. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 6 de cai am. Deci am găsit și în Nether, am găsit că am găsit o grămadă de cufere în Nether, am găsit și în, în spawnere, că am mai găsit niște spawnere când a fost laminat și am mai găsit și în apă, am mai prins și prin apă. Cred că am chef să mă duc acum un pic la, la pescuit, mai vorbesc așa cu voi, mai vă arăt din mapă ceea ce ăsta. Am zis că o să vă arăt și jungla, dar mai întâi pescuim și noi un pic ca oamenii normali. Mai vedem ce mai prindem, poate mai prindem ceva frumos, nu știu, văd eu, adică vedem cu toții că doar filmez. Ok, haideți să vedem ce voi prinde. Opa, Aia nu am reușit să-l iau. Dar îl vom, lua, îl, vom lua pe următorul. Stați un pic am, așa am reglat. Am reglat uh, microfonul. Am prins un pește, un salmon. Adică salmon. Uh, cred că este somon, salmon. Nu sunt sigur. Dar cred că da, cred că e somon. Haideți să mai vedem ce mai prindem. Poate vom prinde o carte eșantată. Poate vom prinde ceva eșantat. Nu sunt sigur. Să avem grijă. Ok, am prins încă un salmon. Să vedem ce mai prindem. Poate prindem un fish, deși am un grămadă de pufflefish dar în fine. Mai prindem poate fish. Cu clownfish eu nu prea e ce face, doar să dai de mâncare la pe, la asta, la pisici sau nu? mai știu eu ce. De fapt am văzut că poți să dai, de poți să dai pești și la câine, nu știu cum, dar în chiar e ciudat să dai pești la câine. Doar mățile mănâncă pește. Am prins și un lily Ok. A, nu am reușit să-l si iau. În fine, opa, am prins un salmon, opa, sus. Să vedem ce mai prindem. Vreau să stau aici până voi prinde o carte șantată. Si ok. Nu știu ce să vă mai zic. Va trebui imediat să ajungem și si la junglă. Nu e chiar așa de mult. De fapt, trebuie să străbat-o pădure până la junglă. Stați să vă zic cum am găsit jungla. Deci, jungla am găsit-o în felul ăsta. Eram în mină, într-un mineshaft, eram jos de tot și nu mai știam cum naiba să ies de acolo, că eram chiar jos de tot unde era și lava, desigur. Am găsit o grămadă de diamante, am găsit o grămadă de lucruri, am găsit și obsidian mult, am găsit fai câte și mai câte și spawnere am găsit și Uh, nu m-am plictisit în mină, nu mai prea voiam să stau, am găsit și o grămadă de fier, m-am plictisit în mină, nu mai prea aveam ce să fac. Am luat totul de acolo și m-am gândit să ies de afară și când am ieșit, am ieșit fix în într-o junglă. Și m-am călăuzit uh, până de la junglă până acasă și am știut de unde să ajung la junglă, desigur. Și haideți să ajungem la junglă. O să-mi iau compasul ca să fiu sigur că voi reuși să mă întorc înapoi. Adică de fiecare dată m-am întors când m-am dus în junglă, că m-am dus pentru cocobin, m-am dus pentru niște pepeni, m-am pentru niște copaci și na, puieți, etică. Stați să văd dacă am de mâncare la mine, deși nu am că m-am dus, că am... Opa, stați că este acolo un schelete și vreau să-l omor. Așa. Uh, cred că o să ne vedem uh, la jumatea drumului uh, cu mâncare și cum mai știu eu ce. Și na, ne vom vedea la jumatea drumului. Sunt în cam pe la jumatea drumului lume. Uh, am venit și cu mâncare, dar am venit cu o mâncare cam proastă din cauza că asta era cea mai multă mâncare pe care am avut-o. Și îmi cam dă puțină saturație și nu am ce să fac. Dar acum tot ce ne interesează e să ajungem în în junglă, să vă arăt jungla. Să vedeți și voi că nu mint, că am, că, să vedeți și voi că nu mint cu jungla. Și mă enervează scheletele ăsta și vreau să-i trag o mamă de bătaie, dute te încolo. Așa. Acum ne vedem de treaba noastră, deși cred că o să iau arcul, că vă că prea mulți. Și nu prea am chef să-i iau de la... De la... Stați cum stă pe limba. Nu am să iau chiar față în față, am mai bine iau de la îndepărtare, fără să știe și na. Deci cam pe acum tot în față, trebuie să merg și trebuie să ajung fix uh, la ieșirea pădurii fix în, uh, pă, în junglă, deși trebuie să mă culc neapărat. Ok, stați să mă asigur că nu vine nimeni și ne băgăm repede în pat și când ne vom trezi, ne vom duce rapid în junglă. Ok, ne-am trezit. Avem totul. Avem arc. Avem ou. Oh, ce am ou. Nu-mi pasă, nu-mi trebuiau. Ok. Avem mâncare, avem tot. Stați și acolo. O oh, creeper. A, ah, uite că sunt și câini. Ok. omorând creeperul ăla, că nu avem nevoie de. Nu avem nevoie de creeper să ne bubuie sau ceva. L-am omorât și pe acela nu avem nevoie de zombie Și trebuie să ne ducem tot în față și mai, mai avem foarte mult, cred că, până să ajungem. Sau dacă voi vedea de la îndepărtare? Nu sunt sigur. Mai mănânc una alta. Ne tot ducem în față, poate gă, reușim să găsim... Și naiba. Stai, eu cred că m-am întors. Opa, eu cred că m-am întors înapoi. Ups, nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că m-am întors înapoi și nu bine că m-am întors înapoi. Dar pe unde am mers, mă? Nici eu cred că nu mai știu pe unde am mers. Cred că o să-mi iei ceva timp până voi ajunge acolo, că nu mai știu pe unde am mers. Cred că am uitat pe unde am mers. Sau mai bine mă tot duc după busolă, adică mă duc așa, busola cum este în spate, eu trebuie să mă duc tot în față. Trebuie să văd dacă voi reuși să găsesc. Dar știu că am găsit. Mai avem niște sugar pe aici. Nu-l vom lua, că avem destul sugar acasă. Aici voi mânca, că nu mai am de mâncare. Deci se duce foarte repede saturația asta. Și asta mă enervează, că nu poate să stea mai mult. Doar cu carne poate să stea mai mult saturația. Și o prostie foarte mare, opa. Să arăt să avem grijă. Bam. Oh, nu. Bam. Ei, hey, mă. Bam. Acum l-am omorât. Ne ducem tot în față. Trebuie neapărat să ajungem. Că nu e chiar așa de departe. Stați, cred că am ajuns undeva unde știu. Stați doar să mă asigur să văd. Uh, nu sunt sigur. Dar cam pe aici ar fi... A, ah, cred că acolo e. Da, uitați, acolo e jungla. Gata, am găsit-o. Am reușit să găsesc jungla. Nu știu dacă ați văzut-o și voi. Era pe undeva prin dreapta. s au văzut. Dar stați că trebuie să spar pe aici. Și nu e că și bla bla bla. Uitați, jungla. Deci vedeți acolo. Uite, uitați chiar aici e jungla. Eu de aici mi-am luat Coco mi-am luat o grămadă de lucruri. Cred că o să-mi iau și niște vansuri, nu sunt sigur. Sau nu știu. Hai că totuși parcă știam că aveam nevoie, că parcă am zis că am nevoie când eram off camera, aveam nevoie să-mi iau niște vansuri. Pentru că uh, aveam un proiect cu ele și nu am terminat acel proiect și n-a pentru că nu vă pot zice totul, că e foarte mult de explicat și nu prea am chef să explic. Stați să spar de jos ca să primesc mai multe. Ok. De jos în sus. Ok, am spart și acolo. Opa, jos. Așa, așa, așa și așa. Perfect. Și aici mai... Nu vom trebuie chiar așa de mult. Îmi trebuie chiar puțin. Mai iau doar ăsta și atâta, că mi se pare destul. Ok, am luat tot. Cred că o să pun uh, sepringul asta că nu am nevoie de el undeva. Că am o grămadă de sepringuri acasă și cred că o să fac și o, o pădure de jonglă și de pădure din asta. Uh, cam destui puieți am destui puieți pentru jungla de aia și pentru junglă din, nu jungl junglă de asta și pădure din aia. Am o grămadă de puieți și nu prea am ce să fac cu ei. Aici este jungla, cum v-am spus. Mai iau niște așa, mai au niște scoarță, adică loguri. Și cam aici o pastă că nu am luat nu am nevoie de asta. Ok, am luat acum. Uh, cred că acum o să mă duc înapoi acasă. Deci v-am arătat jungla, v-am arătat că nu am mințit. Uitați și pe Sunt o grămadă de lucruri în junglă, dar uh, tot ceea ce nu este, nu știu, nu se spaunează, nu am văzut să se spauneze în junglă pisici. Nu știu de ce, dar nu am văzut să se, se spauneze. Nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă voi ați găsit pisica în junglă, dar eu chiar nu am găsit deloc, am stat o grămadă de timp să caut, am luat și pește cu mine și am stat o grămadă de timp să caut uh, pisica și nu am găsit, chiar nu am găsit deloc, am căutat cam prin toată pădurea, dar bine, nu chiar prin toată, că e foarte mare, pă... nu pădurea, jungla, e foarte mare jungla asta pe care am găsit-o și na, am gustat o grămadă, vreo două zile ori trecut în joc, deci două zile ori trecut în joc cât am stat să caut pisică și nu am găsit deloc. Na. Asta este. Dacă... Lăsați-mi în comentarii dacă la voi s-a spaunat pisică în junglă și dacă ați reușit să o îmblânziți. Aici avem un câine. Stați să vedem da, să-l îmblânzim. Mai luăm un câine chiar dacă avem trei câini. Dar unde e? Uite-l. Ce faci? Ei! A, se duce să moare oaia. Da, am văzut și eu, ăștia omoră oile. Ok, dăm tame. Oh, l-am și luat deja. Stand. Acum ne ducem înapoi cu cățelușul nostru pe care l-am îmblăvzit. Chiar dacă mai avem încă patru. Adică mai avem încă trei acasă, am greșit. Nu știu de ce greșesc. Bă, nu vreau să lungesc chiar și cred că ne vedem înapoi în bază. Ok lume, nu mai avem mult până să ajungem înapoi la bază, mai avem chiar foarte puțin și între timp, nu știu ce să vă mai zic, vreau să vă zic să mai lăsați un like, cred că v-am spus și la început, dar vreau să vă zic și acum să lăsăm un like pentru acest videoclip și pentru a, a, susține, a mă susține pe mine că am făcut atâta, deci vă rog frumos să ajungem până măcar pe la 10 like-uri atâta. Vă mă rog eu din sufletul meu să ajungem până la atâtea like-uri că dacă nu m-aș cam supăra și că aș vedea că nu mă susțineți și na, nu vă place ceea ce am făcut eu și am stat doar pentru voi atâta timp să lucrez la această mapă, dar și pentru mine, dar și pentru voi mai mult. Și na, sper să apreciați să ajungem până pe la vreo 10 like-uri măcar. Și cred că aici voi încheia. Uh, turul bazei lui Max Blood, deci toată baza pe care le-am, toate bazele pe care le-am făcut, și nu știu ce să vă mai zic. Poate că ne vom vedea uh, data viitoare, ne vom vedea într-un episod de Skyward sau într-un episod de Survival Games sau dacă nu, într-un episod de Critical Ops. Eu am fost Max și ne vedem data viitoare, lume. Pa pa.